Pam, 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 pam. Salutare, dragi prieteni. De aici, din spatele camerei. Dar o să intru și eu în cameră. Îl avem pe colegul nostru, pe Adrian, care aplică modelul sus. Aplică materialul, materico. Este materialul de lucru. Silosanic. Găleată de 24 de kg. Vom face modelul de tablă. Suntem comozi. Unul aplică, doi se uită. Așa e la muncă peste tot. Ba da, așa e la muncă. Cum? Aplicăm materialul ăsta de 2 mm, 3. Ai, Adrian, fixat reglajul pe glitieră? E pe șubler? De-aia stăteam noi degeaba, ca să-l împingem pe Adrian. Gata, ne apucăm. Ai nicșoare! Andole, meseriașul 2, meseriașul 3. Ce mă șpăclețe eu să? Ce șpăclu mai mare n-ai? Ai de cap, mă șoac glitieră. Din aia de suco. Vreau, vreau și un șpaclu mai mare. Nu aveți la voi? Mamă, eu v-a dat și vouă firma. Se poate aplica materialul și cu glitira cu dinți. Glitira cu dinți arată așa. Să vin aici, în fața camerei. Așa arată glitira cu dinți. Da? Asta aici o să ai o grosime fixă de 2-3 mm. Noi avem 5, ne cam sare glitiera. Și suntem obișnuiți că deja pe grosimea materialului. Lucrând o imitație de tablă, nu trebuie neapărat să fie perfect, perfect aplicat. Deci, poate să fie și mai gros și mai subțire. Important este să avem acea bază pe toată suprafața de material. Nici foarte subțire, pentru că atunci când vei face zgârietura de model, ca să faci ca și cum e, nada, e tabla îmbinată, nu ai în ce zgâria. De aceea trebuie material pe substrat. Avantajos la materico este că putem da direct peste lavabilul vechi. Avem voce de soliști, avem mână de artiști, facem lucruri de tot, chiar și la tine în bloc, ce rima fac, vezi? Deci așa se probează materialul.
În momentul când se lasă semnele astea de unghie, înseamnă că este prea moale. E prea moale și îl mai lăsăm să tragă. După aceea îl lișăm cu apă, îl strupim cu apă și îl tragem la gletiră, ca să pierdem urmele astea de gletiră. Astea trebuie să pierdute. Uite, asta e urmă de gletiră. Da, astea trebuie luate cu strupite cu apă și în momentul când dai cu gletiera peste ele, atunci se duce din dungă. Imediat se cunoaște și apăs ușor. Vă arăt acum un material care deja s-a întărit. Uite, ăsta e deja tare. Ăsta oricât aș apăsa în el, nu mai rămân urme de unghie. Ăsta e prea tare, când e așa nu mai merge lișat. Adriana își mestecă un pic materialul și îl formează. Adică mai are depuneri deasupra de lichid, de întăritor. După care își continuă aplicarea. Aceeași aplicare în strat de 2-3 mm. Ca pe un glet normal. Ca un 126, CT-126. Prima mână de glet. Cu cât îl scoți mai finisat din prima mână, cu atât e mai frumos modelul. Făcând un model industrial, nu avem nevoie de model să fie atât de bine finisat. Deci încercăm să imităm o tablă cu pogniturile. O să vă arăt și cum se fac pogniturile. Avem o placă de PAL pe care facem un model righe. Nu știu că să mă apropii de cameră. Pe lați punem niște holșuruburi. De ce? Holșurubul va ieși în afară, pe partea asta-laltă, și asta va fi distanțier ca să nu atingem cu material, cu latul de material. Eu bag niște holșuruburi în asta, în timp ce Adrian aplică materialul. Gata, am băgat holșuruburile. Cam așa trebuie să arate, trebuie să fie făcut clar. Deci cam așa arată ele. Este un pic în relief. Peria, Adrian, uite-o jos, peria. Materialul ăsta, Materico, e foarte bun pentru că are aderență pe orice substrat. Hei, Adrian, s-a apucat de linșat? Te-ai apucat de linșat? S-a întărit? Porțiunea pe acolo.
dacă s-a întărit, să insistă un pic cu apă. Până să moai. Ah, super perfect. Stensil, asta e de firmă, de marcă, de... Firmă. De ce râzi, mă, Nicu? Îmi fac reclamă la o stensilă. Eu m-am apucat de zgâriat pereții. Acum este cel mai perfect. Când materialul nu e nici moale, dar nici foarte tare. Salutare, dragilor! A doua zi la modelul de imitație de tablă. Deci, ieri am aplicat materialul, am trasat liniile cu scula noastră specială șurubelnița. Astăzi facem munca de chinez. Munca de chinez o facem cu... Dă-mi și mie, Adrian, să prezint munca de chinez. O facem cu o filetantă, da? Un burghiu, o dau mai aproape aici, am o, să vă arăt, un burghiu din acela de lemn, da? Îl prindem în mașinărie și dăm mașinăria pe invers, păturație inversă, da? Deci nu păturația e normală cum e formată de, cum e făcut ca să dai de obicei gaură, ci pe invers. Și ce facem? Vă iau cu mine să vă arăt ce facem, da? Cu filetanta facem imitația de pogniduri. Cu ea pe invers. Noi deja nu ne mai păstrăm o măsură fixă, chiar dacă aveam șablon. Suntem obișnuiți. Cu ea pe invers facem modelul de pognit. Imitația de pognit. Fiind tabla de obicei se prinde în pognituri. Da? Deci îi duce muncă de chinez. Sunt câteva mii de găuri, da. Stau un pic mai depărtat ca să puteți vedea cum se fac pomnituri. Dacă îl trec pe normal cum dai gaură cu burghiu, burghiu va intra prea mult și trebuie să stai atent, să nu simte foarte mult, nu că nu merge foarte bine, dar trebuie să nu dai gaură până în spate,
merge și așa foarte bine. Nu mai poți apăsa pe el, trebuie să fii atent. Și așa noi mai bine o dăm pe invers și apăsăm mai tare pe burmașină. Nu, ne trebuie doar urma. Deci așa arată Viorica de pognit. Îl lăsăm pe Adrian să continue treaba, să dea acele 2-3 găurele. Spor la treaba, Adrian! A treia zi de lucru se dă velatura. Aplicăm velatura. Este o velatură cu un cuarț foarte, foarte fin. De ce aplicăm velatura asta? Pentru că atunci când tragem velatura pe model, ne rămân mici urme de nisip. Adică ca și cum ar fi dat la pensulă. Chiar dacă e dat la pensulă, se vede imitația de pensulă. Fiecare tablă o facem într-o anumită direcție. Tocmai ați da efectul că și cum sunt puse apoi, ulterior. Dă o mână de velatură. Și repet fiecare pătrat, fiecare triunghi. Se aplică în direcții diferite. Nu contează prima oară cum îl aplici, important este atunci când mai treci o dată peste el, să-l lași într-o singură direcție. Fiind o velatură care conține metal și cuarț, datorită metalului se observă reflexiile și cuarțul te ajută la faptul că o să se vadă dat din pensulă, ca și cum e o tablă vopsită prost din pensulă, adică nu ne imităm o tablă vopsită la pistol. Ei, vom aplica velatura. Velatura care o folosim e, deși mi-a dat în cutia, Duomo, auriu, e gold. E foarte frumoasă velatura asta, mai ales pentru baghete, pentru cei care le vor auri. Pe placă va veni logo-ul firmei Wash Italia. Și vom face aurie ca să iasă foarte bine în evidență logo-ul. Fiind pe albastru. Se aplică cu pensula. N-avem pe Adrian la aplicat velatura. A pus velatura în un capac. Nu mai e mai ușor de acolo.
velatura merge și diluată, noi aplicăm nediluată ca să prindă mult mai repede și mult mai bine. Poate fi și diluată în proporție de 1 la 1, mai ales pentru pistol. Velatura este ca o cremă. Adică nu conține cuarț nisip. Și așa vom face până la sfârșit. Suntem gata cu modelul. Deci dacă ați reținut, se aplică materialul cu bletiera în strat de 2-3 mm, se lasă o zi să se usuce, bine, până să se usuce, se lișează materialul cu bletiera și cu apă, se fac zgârieturile, după care se lasă să se usuce și velatura. Fiecare formă a făcut-o în sens diferit, tocmai pentru a da efectul de ape-ape. Se văd efectele de la velatură. Gata. Și suntem gata. Iar peletele de lângă l-avem cu lavabil. Spor la lucru, dragilor, și dacă aveți întrebări, puteți să le lăsați mai jos în comentarii. Pa, pa!